Bună ziua! Ministrul delegat pentru afaceri europene, domnul Victor Negrescu, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua și bine v-am regăsit! O să încep interviul de astăzi cu cel mai recent eveniment de pe scena politică internațională, expulzarea diplomaților în cazul Skripal. Am văzut că inclusiv MAE a anunțat că în semn de solidaritate pentru Marea Britanie va expulza un diplomat rus. Ce ar trebui să înțelegem noi din acest lucru? În primul rând, vorbim de un gest de solidaritate. Practic, există o decizie a Consiliului European prin care statele membre ale Uniunii Europene și-au manifestat sprijinul față de Marea Britanie și ceea ce a prezentat Marea Britanie ca fiind această speță și situația în sine. Faptul că se presupune că în spatele acestui atac ar fi Federația Rusă. În contextul acesta, România, prin Ministerul Afacerilor Externe, a decis să adopte acest gest de solidaritate. Menționăm că sunt foarte multe state din toată lumea care au realizat astfel de gesturi. România a decis să expulzeze un diplomat, alte state au decis să expulzeze mai mulți diplomați. Credem noi că este un gest firesc în contextul informațiilor pe care le-am primit și situației. În definitiv, vorbim de o întâmplare care nu s-a mai întâmplat în istoria Europei, de a avea un astfel de atac pe spațiul european, un atac care presupusă utilizarea unor arme chimice. Pot degenera aceste tensiuni dintre Marea Britanie și Rusia chiar într-un război rece? Noi am preferat, într-adevăr, să nu mergem în această direcție și tot timpul România a sprijinit calea dialogului. În definitiv, și în această speță este nevoie de dialog pentru a afla, într-adevăr, realitatea și pentru a ne asigura că, într-adevăr, nu s-au produs cele care, din informațiile pe care le avem, pare că s-au întâmplat. Ideea de a folosi arme chimice pe spațiul european, faptul că a existat un atac, o agresiune pe teritoriul unui stat membru, deci chestiuni care n-ar trebui să se întâmple. Cu siguranță, forțele aliate, mă refer aici mai ales la nivelul NATO, nu doar la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să asigure că, într-adevăr, astfel de întâmplări nu se vor mai reproduce pe viitor și că, mai ales, antamează un dialog serios, structurat și coerent cu Federația Rusă pentru a se asigura că descoperim cu toții realitatea și că împiedicăm ca pe viitor să se mai întâmple așa ceva. Cum reacționează Uniunea Europeană în tot acest scandal? Cred că Uniunea Europeană dă dovadă de foarte mare coerență și faptul că cu ocazia unei reuniuni internaționale, Consiliul European, s-a discutat foarte clar această speță, reprezintă faptul că la nivel european există solidaritate. De fapt, și noi, miniștrii de afaceri europene și miniștrii de afaceri externe, au discutat și toată lumea și-a exprimat această solidaritate pentru că, de fapt, despre asta este vorba în această Uniune. Atunci când o țară este în dificultate, chiar și o țară precum Marea Britanie, care va ieși din Uniunea Europeană, cu toții ne unim în jurul acelui stat, îl sprijinim și îl ajutăm. De fapt, solidaritatea reprezintă un concept cheie al Uniunii Europene și aceste spețe sunt ocazia de a dovedi într-adevăr că într-adevăr înțelegem ce înseamnă acest lucru. Se gândește Uniunea Europeană și la alte sancțiuni pe care ar putea să le impună Rusiei, pe lângă cea a expulzării diplomaților? După cum probabil cunoașteți, Uniunea Europeană are deja o serie de sancțiuni economice impuse Rusiei prin prisma agresiunii produse asupra Ucrainei, ocuparea unei părți a teritoriului și în sensul acesta, în momentul de față, vedem o continuare a acestor restricții și sancțiuni economice și comerciale impuse Federației Ruse. Cu siguranță, în perioada următoare, nu vorbim de dispariția acestor sancțiuni și credem că pe măsură ce lucrurile vor evolua și vom avea mai multe informații, vom avea noi discuții pentru a decide împreună. De fapt, despre asta este vorba și cetățenii care vor privi acest interviu trebuie să înțeleagă că în final, România participă la acest dialog și că, în cunoștință de cauză, ia toate aceste decizii și că, mai ales noi, împreună, în spațiul european, luăm deciziile împreună. De ce totuși România a decis expulzarea doar a unui diplomat rus? Spuneți, alte țări au ales să expulzeze mai mulți. De ce România doar unul? Eu cred că România a dat dovadă de solidaritate și, așa cum domnul ministru de externe, domnul ministru Meleșcanu, a explicat foarte clar, și reprezentarea Federației Ruse în România este mai mică, poate, decât în alte state. Mă refer aici la numărul important de diplomați pe care Federația Rusă îi are, spre exemplu, în Statele Unite sau îi are, spre exemplu, în Ucraina sau în alte state unde s-a decis o expulzare a unui număr mai mare de diplomați. Mai mult decât atât, în aceste spețe vorbim și de reciprocitate. Deci, dacă noi decidem să expulzăm un diplomat, cel mai probabil va exista același
gest din partea Federației Ruse și în contextul acesta am considerat noi că gestul în sine marchează de fapt un mesaj foarte clar. De fapt, România a fost printre primele state care și-au declarat solidaritatea față de Marea Britanie și acest gest a fost un gest foarte bine primit de partenerii noștri britanici. Am văzut în presa ultimelor săptămâni ipoteza că otrăvirea lui Sergei Skripal ar fi de fapt o operațiune de tip stag false a Marii Britanii cu scopul de a discredita Rusia și chiar pe Vladimir Putin. În ce măsură considerați plauzibil acest scenariu? Eu am datoria ca decident să cred plauzibile acele informații care vin din surse publice asumate. Dacă apar informații pe alte tipuri de surse, ele evident pot circula, dar în definitiv rolul unui decident este să creadă informația publică care circulă, informația care este vehiculată de partenerii care într-adevăr o transmit și o asumă. Cred că acesta trebuie să facă un decident. Pe de altă parte, anul 2019 se anunță a fi un an extrem de important pentru țara noastră și mă refer aici la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cum se pregătește România concret pentru acest eveniment? România în prezent este în grafic în ceea ce înseamnă acest efort de pregătire a președinției prelorii președinției Consiliului Uniunii Europene. Mă refer la acest lucru la faptul că practic, astăzi avem o listă, un calendar cu evenimente care sunt programate a avea loc în România, am identificat resursele umane, cele aproximativ 1500 de persoane care sunt implicate în acest proces, am început programele de formare, am început organizarea evenimentelor, am început dezvoltarea elementelor de comunicare și mai ales reușim să fim generatori de idei la nivelul trioului de președinții din care facem parte. Probabil foarte puțin cunosc, România va reține președinția timp de 6 luni, președinția unei instituții a Uniunii Europene, nu șefia Uniunii Europene, cum uneori eronat este vehiculat în spațiul public și, de fapt, timp de un an și jumătate, alături de Finlanda și Croația, reușim, practic, să definim modul în care discuțiile sunt purtate în plan european la nivelul acestui format Consiliul Uniunii Europene. Cred că, pornind de la aceste premize, într-adevăr, un rol important în perioada următoare pentru noi este să comunicăm mai bine ce înseamnă această președinție, ce își propune România și ce avem de făcut împreună pentru a avea o președinție de succes. Ce avantaje ne aduce acest eveniment, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene? Păi, în primul rând, timp de 6 luni, noi vom avea rolul de mediatori. Mediatori imparțial, vom genera practic consensul în plan european. Vom pune statele membre în jurul aceleași mese pentru a discuta punctul de vedere al statelor membre în raport cu celelalte instituții europene. Fiind acolo, practic, noi putem împinge înainte proiectul european, avansa anumite subiecte, a accelera procesul de negociere pe anumite teme de interes, precum, spre exemplu, viitorul buget european sau ce vor însemna viitoarele relații cu Marea Britanie. Dar nu numai acest lucru este important. Noi vom avea și beneficii directe. Pe perioada unei președinții se estimează o prezență mai mare a unor invitați europeni pe teritoriul țării care deține președinția. Deci noi ne așteptăm la aproximativ 30.000 de persoane în plus care vor vizita România, atât pentru evenimente, cât pur și simplu pentru a vedea țara în acest context al președinției. Deci automat va exista un beneficiu direct. Cred că putem să profităm de acest context tocmai pentru a ne prezenta mai bine ca țară care oferă oportunități turistice, dar și economice și investiționale și avem de gând, într-adevăr, în ceea ce vrem să implementăm, să inițiem astfel de demersuri împreună cu ministerele de resort pentru a profita de acest moment atât cât putem de bine. Ce probleme și-ar putea rezolva România profitând de această funcție? Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem transmite ca mesaj. Cred că la finalul celor 6 luni, România are șansa să demonstreze că a înțeles ce înseamnă apartenența la familia europeană și că mai ales după 6 luni de președinție demonstrăm că România poate aborda într-o manieră profesionistă, echilibrată acest moment, pentru că o președinție nu trebuie să-și impună voință asupra celorlalți, ci trebuie să genereze rezultate, consens, rezultate palpabile acceptate de toată lumea. De exemplu, pe bugetul european vorbim de unanimitate. Deci dacă ești o președinție de succes, vei reuși să generezi consensul și toate statele să accepte bugetul european. Deci, în definitiv, dacă noi reușim timp de 6 luni să avem resurse umane calificate, bine pregătite, care se impun, care generează consensul, noi vom avea beneficii și ulterior președinției, pentru că președinția este un moment.
Pe noi ne interesează ca, dincolo de acest moment, țara noastră să fie capabilă să-și promoveze obiectivele în plan european. Că țara noastră, într-adevăr, să reușească să fie capabilă, într-adevăr, să avanseze în ceea ce înseamnă proiectul european și să obține, de ce nu, beneficii ulterioare. Și am mai spus lucrul acesta și vreau să reiterez. Acel corp de funcționari pe care a avut România, care au dus țara Uniunea Europeană, nu mai există, din păcate, în sistemul public. Fie pentru că au ieșit la pensie, fie pentru că au mers către instituțiile europene, fie pentru că au mers către mediul privat. Și noi astăzi reclădim. Și nu reclădim pentru 6 luni, reclădim pentru viitorul parcurs al României în Uniunea Europeană, pentru că țara noastră, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, va deveni al 6-lea stat ca pondere în spațiul comun european. Și trebuie să fim pregătiți pentru acest moment și mai ales să ne asumăm responsabilitatea a ceea ce va însemna rolul nostru în construcția europeană. Ați anticipat oarecum următoarea mea întrebare. Un alt eveniment care va marca anul 2019 este chiar, cum spuneați dumneavoastră, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ce efecte va avea acest lucru asupra României? Într-adevăr, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va afecta Uniunea Europeană. Marea Britanie reprezintă o putere importantă în plan mondial și mai ales un stat generator de securitate. Și acest lucru contează foarte mult pentru noi și de aceea noi am promovat în plan european, în aceste negocieri, nevoia ca viitoarele relații să aibă o componentă importantă de apărare și de securitate pentru ca Marea Britanie în continuare să joace un rol în apărarea noastră comună în spațiul european. O a doua consecință se referă la bugetul european. Marea Britanie nu va mai contribui la bugetul comun și, practic, trebuie să reechilibrăm bugetul european în raport cu aceste scăderi care vor subveni ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Europeană. Și există diferite variante calculate, fie reorientarea politicilor europene, fie o contribuție mai mare a statelor membre către bugetul comun. Și a treia consecință se referă la soarta cetățenilor și companiilor europene din Marea Britanie. România are aproape 300.000 de cetățeni din Marea Britanie și este important pentru noi să le apărăm drepturile, să le oferim garanții în viitor, în așa fel încât să poată să-și continue viața așa cum o făceau și până acum, când trăiam cu toți în spațiul comun european. Concret, care va fi soarta românilor aflați în Marea Britanie acum, începând de anul viitor? Soarta românilor din Marea Britanie a fost principala noastră prioritate și pentru noi ca stat și pentru mine ca ministru, ca om care a trăit foarte mulți ani peste hotare. Pentru mine, tot ce înseamnă românii din afara țării reprezintă o prioritate. Eu am trăit aproape 9 ani în afara țării și cred că e de datoria mea și personală să mă implic în această speță. În sensul acesta, am promovat acest deziderat și în această etapă a negocierilor, primele concluzii ale primei etape și deja începerea celei de-a doua etape a negocierilor, avem următoare rezultate. Toți cetățenii europeni, și mă refer aici în mod special la cetățenii români, care se află în Marea Britanie, până la momentul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, vor beneficia de aceleași drepturi ca și până acum. Toate drepturile, inclusiv, mă refer aici la prestațiile sociale sau alte tipuri de avantaje pe care le-au dobândit în spațiul comun european. Încercăm să obținem drepturi acum și pentru cei care vor merge în Marea Britanie după. Și aici am reușit din partea Uniunii Europene să obținem practic un sprijin pentru a ne asigura că toți cetățenii europeni, după ieșirea Marii Britanii din Europeană, vor obține cu toții aceleași drepturi, fără discriminare. Că ești cetățean român sau francez, în Marea Britanie vei dobândi aceleași drepturi după ce acest stat va ieși din spațiul comun. Mai mult decât atât, am căutat să informăm românii din Marea Britanie. Am realizat o campanie online, chiar zilele acestea o relansăm și am fost în Marea Britanie pentru a discuta cu aceștia, cu cetățeni români care lucrează acolo, dar și cu studenții, pentru că și studenții reprezintă o prioritate pentru noi. Concret, românii care sunt în acest moment în Marea Britanie, cum se va schimba soarta lor după ce cei care sunt acum și rămân și după anul 2019 vor suferi modificări? În această etapă a negocierilor am reușit să obținem faptul că tot ce au dobândit ca drepturi până acum vor fi menținute și ulterior. Și este important acest aspect. Evident, să avem concluziile finale a negocierilor pentru a ne asigura că aceste lucruri rămân în picioare așa cum au fost ele stabilite. Cei care au dreptul de reședință, este foarte ușor să-ți continue viața de zi cu zi, ceilalți trebuie să completeze un formular care la insistențele noastre a fost redus în termen de dimensiune și a devenit mai puțin birocratic, se numește statutul de settled status,
Vorbim de câteva pagini care urmează să fie completate și, evident, România va fi prezentă acolo. Avem deja reprezentanții ai Ministerului Muncii la Londra, la nivelul ambasadei noastre, pentru a monitoriza tot acest proces și a-i sprijini pe românii din Marea Britanie. Mai mult decât atât, noi am subliniat atât negociatorului șef Michel Barnier, cu care m-am întâlnit de mai multe ori, cât și negociatorului șef britanic, David Davis, care a venit în România și pentru a purta o discuție cu noi, că nu, pentru noi nu există excepții la această regulă că cetățenii români să nu dobândească aceleași drepturi în continuare. Deci este important pentru noi să promovăm în continuare această prioritate și să garantăm drepturile pe care cetățenii le-au dobândit deja până în prezent. Spuneați că v-ați întâlnit cu românii din Marea Britanie. Ce mai spun? Se întorc acasă? Românii din Marea Britanie nu pot spune că se întorc acasă, dar într-adevăr au nevoie de o relație specială cu România după ce Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană. Și mesajul nostru a fost că, evident, vom fi acolo, vom fi prezenți. În sensul acesta și Ministerul Românilor de Pretutindeni se ocupă de această speță, vine în întâmpinarea lor și este într-adevăr, în general pentru românii din afara țării, să fim prezenți, să discutăm cu ei. Și cred că doar așa poate apărea ideea reîntoarcerii acasă. Eu sunt unul dintre cei români care a decis să se întoarcă înapoi, după mulți ani petrecuți în afara țării, pentru că, sincer, cred că în România pot face foarte multe, sunt multe oportunități și foarte multe greutăți, dar cred că este datoria noastră, celor formați în afara țării, să ne reîntoarcem în România pentru a veni cu ceea ce am câștigat ca și experiență și a aduce ceva, o contribuție la viața de zi cu zi a românilor și locului de unde provenim, de fapt. Ce v-a făcut să vă întoarceți acasă? Această așteptare a mea că, într-adevăr, lucrurile pot fi schimbate în bine în țară. Atunci când m-am întors și am mai spus lucrul acesta, cei apropiați mie nu m-au sfătuit să mă întorc, de fapt. A fost o decizie personală pe care astăzi nu o regret, pe care astăzi o consider foarte propice și cred că am luat decizia bună, tocmai pentru că, sincer, se pot face lucruri și în România. Trebuie mult efort, multă dorință, dar cred, sincer, că toți și cei mai mulți dintre noi avem această datorie de a face ceva în viața de zi cu zi. De exemplu, eu înainte să mă implic în mediul politic, am fost în mediul asociativ, în mediul privat, mai mulți ani, zic că am făcut câte ceva în mediul privat, dar după ce am făcut acele lucruri, ceva îmi lipsea. Și ce mi-a lipsit mie a fost ideea aceasta că poți lăsa ceva în urmă. Eu cred că orice om implicat în politică trebuie să înțeleagă că ceea ce faci în activitatea politică trebuie să genereze un rezultat. Cum a spus dumneavoastră foarte bine în întrebările de mai devreme, palpabil, rezultatele concrete care sunt. Despre asta este vorba și eu sper ca funcțiile pe care le-am ocupat să reușesc să fac acest lucru. Sper ca mesajul acesta al dumneavoastră să ajungă la urechile cât mai multor români aflați în străinătate moment. Și eu sper să fie la fel de curajos și să vină înapoi pentru a schimba lucrurile. Pe final, ce ați reușit să aduceți la capăt pe vremea cabinetului Mihai Tudose și ce v-ați propus pentru actuala guvernare? Și mă refer aici concret la proiectele dumneavoastră. Cred că pe fiecare subiect am reușit să aduc câte ceva, dar lucrul de care sunt cel mai mândru în primul mandat a fost faptul că am reușit să obținem președinția strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. România va prelua în noiembrie anul acesta, timp de un an, președinția acestei strategii. Și anul trecut am candidat, a fost o inițiativă pe care am avut-o la nivelul ministerului pe care o coordonez și iată că vom avea acest moment important pentru țară și vom putea promova această strategie pe perioada președinției noastre. Și un rezultat palpabil, evident, aș putea să menționez și altele. Anul acesta, sub îndrumarea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, cred că am reușit să intensificăm efortul logistic, organizatoric pentru pregătirea președinției Consiliului Europene. Lucrurile se mișcă, fiecare ministru este conștient de responsabilitățile care îi revin și cred că vom reuși în perioada următoare, într-adevăr, să construim acest moment pentru a fi cu toții mândri. Eu am promovat încă de la început și promovez încă și acum și doamna prim-ministru susține și îi mulțumesc în acest sens ideea unui consens național pentru acest moment al președinției. Avem nevoie măcar o dată să fim cu toții uniți, noi purtăm un dialog atât cu reprezentanții Parlamentului cât și cu administrația prezidențială
pentru a ne asigura că, într-adevăr, cu toții lucrăm în această direcție. Pentru că, în definitiv, dacă vom avea de câștigat, România va avea de câștigat. Dacă nu va ieși bine, România va avea de pierdut, dincolo de micile dispute care uneori ne separă, pentru că avem, cum e normal, viziuni politice diferite pe anumite spețe. Ați făcut parte și din guvernul Mihai Tudose și din guvernul Dăncilă. Cu cine ați colaborat mai bine? Cum a fost colaborarea cu Mihai Tudose și cum este acum colaborarea cu Viorica Dăncilă? Eu cred că vorbim de persoane cu profile diferite. Cu domnul Tudose vorbeam de o conversație care se baza mult pe raportare directă, discuții foarte, foarte pragmatice, raportate într-adevăr la nevoia de rezultate rapide. Guvernul anterior a preluat guvernarea într-un moment un pic mai nefericit și a trebuit să ducă lucrurile înainte și cred că și-a atins obiectivul. Astăzi avem perspective pozitive de viitor. Avem un prim-ministru calm, foarte constructiv, cu proiecte de viitor, care înțelege foarte bine dimensiunea europeană și care sprijină tot ceea ce înseamnă parcursul nostru în plan internațional. Eu mă bucur că am sprijinul unui prim-ministru cu asemenea experiență europeană și cred că în ceea ce am reușit să fac în ultimele două luni sub îndrumarea dânsei, am reușit să împingem înainte foarte multe dosare importante pe componenta europeană. La începutul lunii martie a fost congresul PSD, la care am văzut că nu ați candidat pentru nicio funcție. Ce v-a determinat să luați această decizie, să nu candidați pentru nicio funcție? În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru faptul că au avut încredere în mine pentru a mă vota în funcția de vicepreședinte în mandatul anterior. Am fost printre cei mai votați vicepreședinți și cel mai tânăr vicepreședinte din istoria Partidului Social Democrat și acest lucru m-a bucurat. Ori, astăzi eu trebuie să mă concentrez atât pe aspectele guvernamentale, cât și pe ceea ce fac eu la nivelul Partidului Social Democrat. Eu coordonez o structură care se numește PES Activist România, sunt militanții Partidului Social Democrat interesați de problematica europeană, dezbaterile europene. Sunt peste 10.000 în toată țara. Aceștia activează și în plan local, și în plan național, și în plan european și cred că această structură are nevoie de toată atenția mea. Prin prisma rolului pe care îl ocup, fac parte din Biroul Permanent Național, sunt asimilat funcție de vicepreședinte și contribui la efortul pe care îl face partidul în echipa condusă de președintele Liviu Dragnea și doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Mai mult decât atât, chiar în această sâmbătă vom face un eveniment foarte interesant. Vom celebra 125 de ani de socialdemocrație, practic 125 de ani de când s-a creat primul partid social-democrat în țară, la 100 de ani de la Marea Unire, un eveniment pe care îl organizăm la București, Alba Iulia și Chișinău. Vom avea transmisiuni live, pentru că este important să reamintim oamenilor și membrilor noștri de partid că această formațiune politică are o lungă istorie și că socialdemocrații de-a lungul vremii au contribuit la multe momente importante. De exemplu, foarte puțin cunosc că forumul care a decis unirea Transilvaniei, prima structură care a decis Consiliul, care a decis unirea Transilvaniei de țara românească și Moldova, din acel Consiliu a făcut parte foarte mult socialdemocrați. De fapt, jumate erau socialdemocrați. Și cred că este o ocazie bună pentru noi să ne reamintim de ce au făcut socialdemocrații și să ne revendicăm, de fapt, originea curentului nostru politic în România. Rămânând în zona aceasta a Congresului PSD de la începutul lunii martie, s-a schimbat ceva în partid după acest congres? Eu cred că lucrurile astea sunt destul de clare. Ne pregătim pentru alegerile europene de anul viitor și pentru alegerile prezidențiale. Acest lucru necesită din partea noastră un efort logistic amplu și organizatoric. Cred că organizațiile noastre se concentrează pe acest efort, pe a comunica mai bine activitatea guvernului și că logica aceasta a organizării pe regiuni poate fi o formă de organizare destul de pragmatică care va duce la efectul scontat. Mai mult decât atât, cred că a fost o decizie extrem de pozitivă de a promova paritatea. Eu, ca un om profund atașat valorilor social-democrate, cred că Partidul Social Democrat, prin acest gest, devine un exemplu în plan național și european, practic mizând pe acest mesaj foarte clar și tipic de stânga că, într-adevăr, într-o societate, toată lumea trebuie să aibă un acces egal la cele mai înalte demnități și mai ales pentru funcțiile de responsabilitate. Și cred că este un exemplu care are un efect important în tot ce înseamnă viața partidului. De fapt, dacă ne uităm la membrii noștri de partid, vom vedea că avem mai multe doamne
membrii de partid decât domni și cred că oferindu-le această oportunitate, viața partidului s-a redinamizat și cu noi oameni care au un elan suplimentar pentru a se implica mai mult în viața de zi cu zi a formațiunii noastre politice. Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Mult succes vă dorim! Mulțumesc și eu și cu siguranță o să ne mai revedem! Mulțumim!